O tânără în vârstă de 24 de ani din comuna Voitinel, care conducea un autoturism pe drumul dinspre Horodnic de sus spre Rădăuțe, a intrat în intersecția cu DN17-a și nu a acordat prioritate, intrând cu mașina într-un alt autoturism. În urma impactului și-a pierdut viața tânăra care nu a acordat prioritate, dar și o altă tânără în vârstă de 29 de ani, pasager pe scaunul din dreapta al celuilalt autoturism. În accident au fost rănite alte 5 persoane, dintre care 2 copii și o femeie însărcinată care se afla în autoturismul lovit. Toate cele 5 victime au fost transportate la spitalele din Rădăuți și Suceava. Potrivit medicilor, șoferul mașinii lovite a suferit o fractură deschisă la gambă, un traumatism toracic și o plagă la un genunchi, în timp ce copilul acestuia în vârstă de 3 ani a suferit un traumatism craniocerebral închis și este în comă. Aflat în stare gravă, copilul a fost transportat vineri la un spital din București. Femeia însărcinată în vârstă de 23 de ani a suferit o fractură de femur și este în șoc traumatic. Un tânăr în vârstă de 21 de ani a suferit un traumatism craniocerebral deschis, iar celălalt copil în vârstă de 9 ani a fost rănit grav la ambele picioare.